Victor Hugo, Mizerabili, volumul 2, partea a 3-a, Marius, cartea a 5-a, Binefacerile sărăciei. Capitolul 3. Marius a crescut. În vremea aceea, Marius avea 20 de ani. Trecuseră 3 ani de când își părăsise bunicul, rămăseseră și unul și altul pe pozițiile lor, fără să încerce să se apropie sau să se mai vadă. La ce bun să se mai vadă, ca să se ia la harță? Care din doi l-ar fi convins de dreptatea lui pe celălalt? Marius era vasul de aramă, moș Gillenormand, vasul de fier. Trebuie să spunem că Marius se înșela în privința inimii bunicului său. Își închipuia că domnul Gillenormand nu l-a iubit niciodată, că acest om scurt la vorbă, zâmbitor și tăios, care înjura, striga, făcea gălăgie și ridica bastonul, nu avea pentru el decât cel mult afecțiunea ușoară și severă în același timp a unui geronte de comedie. Marius greșea. Sunt unii părinți care nu-și iubesc copiii, dar nu e pe lume bunic care să nu se prăpădească după nepoții lui. În realitate, am mai spus-o, domnul Gillenormand îl adora pe Marius. Îl adora în felul lui, bodogănindu-l și pălmuindu-l chiar. Iar când copilul plecă, simți un gol negru în inimă. Ceru să nu îi se mai vorbească de el, dar îi părea rău în sinea lui că i-a ascultat. La început nădăjdui că bonapartistul, iacobinul, teroristul, septembristul are să se întoarcă. Trecură însă săptămâni, trecură luni, trecură ani și ucigașul nu se mai întoarse, spre deznădejdea domnului Gillenormand. Nu puteam să nu-l alung, își spunea bunicul și se întreba, oare aș mai face la fel și a doua oară dacă aș avea prilejul? Orgoliul lui răspundea pe loc, da, dar capul lui bătrân care se clătina tăcut răspundea cu tristețe, nu. Câteodată se simțea foarte trist. Marius îi lipsea. Bătrânii au nevoie de dragoste ca de soare, au nevoie de căldură. Oricât era el de tare, plecarea lui Marius schimbase ceva în el. Pentru nimic în lume n-ar fi făcut un pas ca să se apropie de pușlamaua aceea, dar suferea. Nu întreba niciodată nimic, dar se gândea mereu la cel izgonit. Trăia în Marius din ce în ce mai singuratic, era tot voios și aprig ca odinioară, dar veselia lui avea în ea asprime și zbucium, ca și cum ar fi ascuns durere și furie. Și ieșirile lui se sfârșeau întotdeauna într-un fel de toropeală blândă și tristă. Spunea câteodată, ah, dacă s-ar întoarce, ce palmă grozavă i-aș trage. Mătușa gândea prea puțin ca să iubească mult. Marius nu mai era pentru ea decât un fel de umbră depărtată și tulbure, începuse să-i pese mai puțin de el decât de pisica și de papagalul pe care desigur că-i avea. Durerea neștiută a bătrânului Gillenormand era cu atât mai mare, cu cât o păstra pentru el și nu lăsa să-i o ghicească nimeni. Amărăciunea lui semăna cu acele cuptoare inventate de curând care își arce fumul. Se întâmpla câteodată ca vreun binevoitor neîndemânatic să-i vorbească despre Marius și să-l întrebe. Ce face? Sau ce mai știți despre nepotul dumneavoastră? Bătrânul burghez răspundea, suspinând, dacă era trist, sau scuturându-și manșetele cu un bobârnac, dacă voia să pară vesel. Domnul baron de Pontmercy face pe avocatul pe undeva prin țară. Pe când bătrânul se căia, lui Marius îi părea bine de tot ce făcuse, nenorocirea îl înseninase pentru că avea inima bună. Se gândea la domnul Gillenormand cu duioșie, dar nu mai voia să primească nimic de la omul care fusese rău cu tatăl lui. Era o răstălmăcire mai blândă a revoltei lui dintâi și se socotea fericit că suferise și că suferă încă. O făcea pentru taică său, asprimea vieții pe care o trăia, îl mulțumea și îi plăcea. Își spunea aproape cu bucurie că nu era mare lucru, că era un fel de ispășire. Că dacă n-ar fi fost așa, ar fi fost pedepsit într-alt fel mai târziu pentru nepăsarea lui vinovată față de tatăl său, față de un asemenea tată. Că n-ar fi fost drept ca taică său să fi îndurat toată suferința, iar el nimic. De altfel, ce însemnau munca și lipsurile lui pe lângă viața eroică a colonelului? Că în sfârșit
Singurul fel de a se apropia de tatălui și de a-i semăna era să lupte cu sărăcia, așa cum el luptase ca un viteaz cu dușmanul. Aceasta voia, fără îndoială, să spună și colonelul prin cuvintele „va fi vrednic”, pe care Marius nu le mai purta la piept pentru că hârtia scrisă de mâna colonelului pierise, dar le purta în inima lui. Și apoi, în ziua în care bunicul lui îl alungase, fusese un copil. Acum era bărbat în toată firea, o simțea. Sărăcia, o spune miar, îi priise. Sărăcia tinereții atunci când ajungi la liman are meritul de a mâna voința către luptă și sufletul către năzuințe înalte. Sărăcia despoaie viața materială și arată în toată urățenia ei, dând avânturi nemărginite către viața ideală. Un tânăr bogat are 10 de distracții strălucitoare sau grosolane, alergările de cai, vânătoarea, câinii, tutunul, jocurile de noroc, ospețele și celelalte, toate îndeletniciri în paguba elanurilor mari și duioase ale sufletului. Tânărul sărac se trudește pentru pâine și mănâncă. După ce a mâncat, nu-i mai rămâne decât să viseze. Se duce la spectacolele gratuite lăsate de Dumnezeu, se uită la cer, privește spațiul, stelele, florile, copiii, omenirea în mijlocul căreia suferă, creațiunea în care strălucește și ființa lui. Privește atât de mult omenirea încât vede sufletul, privește atât de mult creațiunea încât îl vede pe Dumnezeu. Visează și se simte mare, visează mai departe și se simte bun. Trece de la egoismul omului care suferă la mila pentru alții, a omului care gândește. Un sentiment minunat înflorește în el, uitarea de sine și iubirea pentru toți ceilalți. Gândindu-se la bucuriile nenumărate pe care natura le dă, le împarte, le risipește sufletelor deschise și le refuză sufletelor închise, începe să-l plângă el, bogatul în gânduri, pe bogatul în bani. Pe măsură ce lumina îi pătrunde în suflet, ura îi părăsește inima. De altfel, eu are nenorocit? Nu. Sărăcia unui om tânăr nu e niciodată nefericită. Orice băiat tânăr, oricât ar fi el de sărac, are să fie totdeauna pismuit de un împărat bătrân pentru sănătatea, puterea, mersul lui vioi, ochii lui strălucitori, sângele lui fierbinte, părul lui negru, obrajii lui fragezi, buzele lui trandafirii, dinții lui albi și răsuflarea lui proaspătă. În fiecare dimineață pornește să-și agonisească pâinea și pe când își câștigă pâinea cu mâinile, ținuta lui câștigă în mândrie, mintea lui se îmbogățește. După ce și-a sfârșit lucrul, se întoarce la extazul minunat, la contemplare, la bucurii. Trăiește cu picioarele înglodate în necazuri, în piedici, pe drumuri, prin mărăcini, câteodată în mlaștini, dar cu fruntea în lumină. E hotărât, e senin, blând, liniștit, atent, serios, mulțumit cu puțin, binevoitor. Îi mulțumește lui Dumnezeu că i-a dat aceste două bogății pe care mulți bogați nu le au, munca, mulțumită căreia e liber, și gândirea, mulțumită căreia e demn. Iată ce se petrecea în Marius. Ca să spunem adevărul adevărat, devenise poate cam prea visător. Din ziua în care ajunsese să-și câștige oarecum viața, se oprise pe loc, găsind că e bine să fie sărac. Scurta timpul sorocit lucrului ca să gândească, petrecea câteodată zile întregi visând, cufundat și absorbit ca un vizionar în plăcerile mute ale extazului și ale mulțumirii lăuntrice. Aceasta era problema vieții pentru el, să lucreze la o muncă materială cât putea mai puțin, ca să lucreze la o muncă abstractă cât mai mult cu putință. Cu alte cuvinte, să dea vieții reale numai câteva ceasuri și să arunce restul în infinit. Închipuindu-și că nu-i lipsește nimic, nu-și dădea seama că gândirea astfel înțeleasă e una din înfățișările lenii, că se mulțumise să potolească primele cerințe ale vieții și că se odihnea prea devreme. Fără îndoială că nu era decât o stare trecătoare pentru o fire energică și generoasă ca a lui și că Marius avea să se trezească la prima ciocnire cu greutățile de neînlăturat ale sorții. Până atunci, deși era avocat,
Nici măcar nu pledase, așa cum credea domnul Gillenormand, visarea îl îndepărtase de bara tribunalului. Ce plictiseală să ai de-a face cu notarii, să bați sălile judecătoriilor, să cauți procese. De ce? Nu vedea pentru ce și-ar fi schimbat mijlocul de trai. Librăria aceea, zgârcită și modestă, îi punea la îndemână o muncă sigură, o muncă ușoară, care, după cum am mai spus, îi ajungea. Unul dintre librarii pentru care lucra, domnul Magimel, dacă nu mă înșel, îi propusese să vină să locuiască la el, să-i dea o daie bună, oferindu-i de lucru regulat și plătindu-l 1500 de franci anual. O locuință bună, 1500 de franci, foarte bine, dar să renunțe la libertate, să fie un funcționar, un fel de literat cu simbrie. În gândul lui, Marius socotea că situația asta ar fi mai bună și mai rea în același timp, pentru că ar trăi mai bine, dar și-ar pierde demnitatea. Schimba o nenorocire desăvârșită și frumoasă cu o constrângere urâtă și ridicolă, ca un orb care ar fi devenit chior. Refuză. Marius trăia singuratic, nu intrase în grupul prezidat de Enjolras, pentru că îi plăcea să rămână în afară de lume și pentru că fusese prea îngrozit de la început. Rămăseseră buni camarazi. Erau gata să se ajute unul pe altul în orice chip, dacă ar fi fost nevoie. Nimic mai mult. Marius avea doi prieteni, unul tânăr, pe Curfeyrac, și altul bătrân, pe domnul Mabeuf. Cel bătrân îl atrăgea mai mult. Mai întâi pentru că îi datora adânca prefacere ce se îndeplinise în el, pentru că prin el își cunoscuse și își iubise tatăl, mi-a ridicat vălul de pe ochi, spunea el. Întâlnirea cu acest epitrop de biserică fusese fără îndoială hotărătoare pentru el. Domnul Mabeuf nu fusese în toată împrejurarea aceasta decât agentul pașnic și neștiutor al providenței, îl luminase pe Marius din întâmplare, fără să-și dea seama, ca o făclie pe care ar purta-o cineva. El fusese însă făclia, nu acel cineva. Cât despre revoluția politică din conștiința lui Marius, domnul Mabeuf nu era în stare nici să o priceapă, nici să o dorească, nici să o îndrumeze. Să spunem câteva cuvinte despre domnul Mabeuf, pentru că îl vom întâlni și mai târziu.